Bună ziua, stimați telespectatori! Numele meu este Gabriela Racu. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Pe un picior de plai. Astăzi avem alături de noi o tânără interpretă de muzică populară, vine din Botoșani. Numele ei este Anda Hîrjoi și abia aștept să ne împărtășească despre pasiunile ei. Bună ziua, Anda! Îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea și că ai venit de la Botoșani pentru emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, vă spun și eu și mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici. Chiar ne-am întâlnit așa într-o zi frumoasă și chiar vreau să vedem ce o să iasă. Abia aștept să aflu mai multe despre tine, așa că pentru început spune-ne cum a început pasiunea asta pentru muzică? Pentru mine muzica este o pasiune de când eram mică, încă de la grădiniță. Doamna educatoare, doamna Vasilache Gabriela, pe care o îmbrățișez și mi-a fost alături întotdeauna, este cea care mi-a început cumva această pasiune pentru că mi-a descoperit-o. Ne-am întâlnit, logic, la grădiniță și punea melodii. Eram prima care ieșea în fața copilor și le cântam și dansam și eram cea mai veselă și cea mai energică de pe acolo. Și doamna mi-a zis că tu trebuie să cânti. Și m-a luat cu ea la spectacole caritabile, la Casa Tineretului, la foarte, foarte multe spectacole, cu grădinița, bineînțeles, iar diferiți oameni m-au cunoscut și iată, așa am ajuns aici, chiar să am și propriile mele piese și da. Când ai făcut primele ore de canto? Primele ore de canto cred că au început cam pe la 5-6 ani cu doamna Ștefania Puiu. Eram foarte mică, pe atunci nu înțelegeam eu foarte bine termenul ăsta de a fi interpret, însă mi-a plăcut foarte mult să cânt și cântam și am ajuns aici. Cum au reacționat părinții tăi când au văzut că tu îți dorești atât de mult să cânti și faci asta cu atâta entuziasm? Părinții au fost foarte fericiți pentru că am talentul ăsta. Nimeni din familia mea nu cântă, decât mătușa mea are așa un pic de talent, dar nu l-a înflorit. Însă este extraordinar de frumos. Ei au reacționat foarte frumos pentru că m-au încurajat să merg mai departe, m-au dus să fac ore de canto, să cresc. Ți-au fost alături și după la spectacole? Cu siguranță. Mama și tata au fost întotdeauna la spectacolele mele, printre primele rânduri, astfel încât eu să prind curaj și să fiu cea mai bună versiune a mea. Ce frumos! Văd că ai o ținută foarte frumoasă și aș vrea să știu cine îți face costumele populare. Ea pe care o port astăzi este de la bulentre tradiționale din Dorohoi. Doamnele de acolo sunt foarte drăguțe. Și m-au ajutat să-mi găsesc una pe placul meu. Iar celelalte de acasă sunt făcute de bunica mea, pentru că a ajuns la ea o carte din străbuni și acum o folosește pentru mine și îmi face, cred că am până acum 11 i pe care le port cu mare drag oricând am ocazia. Și întotdeauna îmi place să menționez că sunt făcute de ea când oamenii mă întreabă de unde le ai. Cred că e o mare mândrie și pentru bunica să facă ei pentru tine. Și mai ales ca iile astea să fie purtate prin lume. Da, așa e. Povestește-ne în continuare cum a fost parcursul tău. Știu că ai mai avut încă un profesor. Și să ne povestești puțin și cum îmbini tu și școala și muzica. Știu că tu ești ești destul de prezentă la emisiuni, uite, cu piesele tale. Cum te împarți? Păi, profesorii sunt foarte înțelegători cu mine și cu ceilalți copii care cântă. Mi-a lăsat așa un pic mai liberi, ca să spun, și avem posibilitatea să mergem și la filmări și la emisiuni și lucrăm, pentru că în spatele emisiunilor și filmărilor este foarte multă muncă. Așa este. Și ce pot să spun? M-am bucurat foarte mult. Na. Cu cine mi-ai făcut canto? După ce am crescut mai mare și cam pe la vârsta de 9 ani, dacă nu mă înșel, am urmat cursurile Școlii Populare de Arte George Enescu din Botoșani la Catedra de Muzică Populară a doamnei Alina Huțu, pe care o îmbrățișez și mă bucur foarte mult că mi este alături oricând am nevoie. Doamna mi-a clădit așa pașii înspre muzica populară și m-a ajutat să înțeleg că muzica populară este artă și prin teorii și prin muzică, muzica veche pe care am studiat-o, a fost extraordinar de frumos, iar prin recitalurile de la Școala Populară le-am arătat și oamenilor prezenți în sală cât este de frumos. Cât de des mergeai la cursurile acestea? O dată pe săptămână, o oră. Și cât studiai, de exemplu, acasă? Acasă studiam în fiecare zi, pentru că dacă nu exersezi de fiecare dată, vocea dă un pic pe lângă și trebuie să muncești în fiecare zi cât să o perfecționezi, să o șlefuiești așa frumos, încât să iasă un rezultat dorit. Uite, e o concepție foarte frumoasă, dar am văzut, uite, și mulți care nu studiau în timpul liber, ci doar la ora respectivă. Ai avut și tu colegi de genul acesta? Bineînțeles că sunt la tot pasul, însă vreau să mă perfecționez cât de mult pot și să ajung, cum am mai zis, cea mai bună versiune pe care eu o pot să am. Tu ai 13 ani și ești elev în clasa 7. Te-ai gândit vreodată să dai la liceul de muzică? M-am gândit și la asta, însă cred că următoarea pasiune a mea după muzica populară este literatura, muzica și îmbinăm așa frumos prin asta. Și am fost 2 ani la rând la Olimpiada Interdisciplinară de Cultură și Spiritualitate Românească. De 2 ori la rând, cum am mai zis, la etapa județeană am fost pe locul întâi, asta a fost ca... Povestește-ne puțin în ce a constat această olimpiadă. Olimpiada asta, cum am mai zis, este interdisciplinară, adică este împărțită între 2 materii, română și religie. Primul subiect logic este de română, unde ne arătăm abilitățile frumoase de a ne exprima și de a vorbi corect în limba română. Iar al doilea subiect este de religie. Foarte frumos este și acel subiect, pentru că ne învață să trecem și într-o altă parte, tot așa, prin literatură. Unde ai descoperit pasiunea aceasta pentru literatură? Păi, literatura și pasiunea pentru literatură am descoperit-o de când sunt la Colegiul Național, pentru că profesoarele de aici sunt foarte, foarte implicate în învățătura copiilor și ceea ce vor să înțeleagă. Și de aici am prins și eu foarte mult drag. Doamna mea profesoară este foarte drăguță și ne ajută de fiecare dată să fim cei mai buni și să învățăm cât mai mult cu folos. Cum crezi tu că te-a ajutat pasiunea aceasta pentru literatură în pasiunea pentru muzică? Nu știu neapărat, însă știu că literatura și muzica se îmbină foarte frumos prin versuri, prin ceea ce vor să transmită și mesajul. Te-a făcut oare să înțelegi mai bine mesajul unei piese? Tu ai mai multe melodii și aș vrea să ne povestești puțin despre, încă de la prima ta piesă, să ne spui cine a compus versurile, cine e linia melodică și orchestrația. Păi, prima mea piesă se numește Țărăneasca mult mi-e dragă. Prima piesă este o țărănească. Linia melodică a fost compusă de domnul Mihai Cotos, iar textul de Mihai Pascar. Au făcut o treabă foarte bună. Am cântat cântecul acesta în festivaluri, în tot felul de concursuri, însă din păcate nu am reușit să-i fac un videoclip, pentru că îl lăsăm poate mai încolo. A doua mea melodie se numește Dacă e strânsură în vale. Mie mi se potrivește foarte bine, mi s-a zis de foarte multe ori, publicul o îndrăgește foarte mult. Și textul și linia melodică sunt compuse de domnul Ion Oloieru și doamna Claudia Oloieru, pentru care le și mulțumesc. Iar următoarele piese, Busiocul rău tânjește și Astăzi când părinților, sunt titlurile, compuse tot de domnul Oloieru și doamna Oloieru. Care din toate piesele astea ți se potrivește cel mai bine? Dar ai spus deja că este una din ele, ți-a spus și publicul, a fost foarte admirată, dar care ți-e cea mai dragă? Și care din prima clipă în care ai ascultat-o, ai știut că îți se potrivește perfect? Când am ascultat prima oară un demo la Dacă e strânsură în vale, m-a fascinat, m-a topit pe loc și am zis că asta este piesa pe care o voi lansa și o voi arăta oamenilor care mă urmăresc. Și chiar este pe platformele de social media și poate fi urmărită. Când îți dorești o piesă, de exemplu, vorbești cu cineva să-ți compună, ce le spui ca să-ți se potrivească? De exemplu, ce le ceri? Sau îi lași pe ei să fie inventivi? Da, bineînțeles că ei sunt cei care se pricep cel mai bine. Eu doar fac așa, să cer. Însă spun că vreau ceva nou și frumos, care să atragă publicul, să se uite și să se regăsească în versuri. De asta spun că cel care compune și cel care scrie, adică linia melodică și versurile, este un om care chiar trebuie să mă cunoască într-adevăr, pentru că dacă nu te cunoaște, e mai greu să te... Nu știe exact, ce-ți potrivi. Da. Și până acum ai filmat vreun videoclip? Da, am filmat chiar pe 1 decembrie alături de colegii mei de cântec și nu neapărat, pentru că și fratele meu a apărut în videoclip. L-am rugat foarte mult că vreau să vină în videoclipul meu, pentru că este un videoclip care pe mine mă unge la suflet, să spun așa. Este cel mai nou videoclip pe care l-am lansat. Videograful este Cosmin Tomoiagă, care m-a ajutat foarte mult. Este un videograf foarte bun. Și piesa, cum am zis, este compusă de domnul Oloieru și doamna Claudia Oloieru. Ce pot să mai spun? Când ai filmat videoclipul, tu ai strâns echipa, oamenii dragi care ți-ai dorit să-ți fie alături. Partea aceasta de cum să arate videoclipul, ai cerut tu exact, uite, aș vrea ca colegii mei să danseze, sau ai cerut tu sau te-a ajutat videograful? Nu pot să zic că m-a ajutat cineva, pur și simplu am luat-o de la sine. Noi am vrut ca toate cadrele să fie luate pe zâmbete adevărate, nici cum să fie trase, haide zâmbește, nu. Totul a fost tras cum trebuie, noi ne-am jucat și în timpul ăla domnul videograf a tras cadrele astfel încât să fie totul real. Și este un cadru care mie mi-a plăcut foarte mult. Am colegi de cântec care au participat la videoclip și ne-am strâns așa frumos la o masă și am început să vorbim, să mâncăm, să mâncăm și așa se trăgeau cadrele, zâmbeam și a ieșit minunat. Pentru că ați fost împreună, cum a fost reacția ta, dar și a familiei atunci când ați văzut prima dată videoclipul? M-am emoționat, sinceră să fiu, și eu și familia mea, pentru că este un videoclip care, să spun eu, m-a reprezentat în momentul ăla și cântecul a ajuns foarte departe, să spun. Îl puteți găsi și pe YouTube, Busuiocu Rău Tânjește, și am primit și reportaje față de el și am văzut că a fost apreciat de public. Tu ai doar 13 ani și uite că ai deja multe piese, deja te-ai implicat foarte mult în lumea asta. Cum te-ai integrat, tu fiind așa micuță, în lumea asta a artiștilor? Pe lângă că sunt micuță, sunt și foarte energică și nu mă dau în spate că în această eră totul este pe repede înainte și trebuie să fii în față și prezent dacă vrei să reușești ceva, pentru că dacă nu, asta este realitatea, însă toată lumea te dă la o parte. Și cu bunul Dumnezeu ajungi sus. De unde ai moștenit sau de unde ai învățat? De unde vine energia asta ta, dar și concepția asta foarte bună că trebuie mereu să fii în față dacă vrei să fii artist? De unde ai moștenit? Păi, cred că de la mama, pentru că este la fel ca... De fapt, eu sunt la fel ca ea, pentru că consider că sunt foarte energică, simpatică și intru cumva în față. Pentru că așa îmi place, așa am fost de mică. Întotdeauna la grădiniță, dintre toate florile, eu am fost buburuza, cea care le dădea peste tâmple, peste toate, cu flori și cu petale pe care le strângeam într-un coș. Chiar mă uit cu drag la acele amintiri și chiar mă gândesc că... wow, acolo eram eu și uite-te cum eram eu. Adică încă de atunci aduceai voia bună. Da. Care a fost cel mai mare sau important eveniment la care ai participat ca și solist vocal? Cred că cel mai mare eveniment a fost un concurs care este și festival, Satule Mădrăgrădină de la Bucecea, care se desfășoară în mai. Este un concurs important pentru că se cântă cu orchestra și nu oricine poate să ajungă să cânte cu orchestra, pe lângă că trecem printr-o preselecție. Cu multă muncă am ajuns și eu acolo, iar anul trecut am obținut premiul 2 la categoria mea. Ce frumos! Cum te pregătești pentru un asemenea concurs? Wow! Mă pregătesc cu foarte multă conștientizare. Știu că, băi, acum muncesc și nu mă distrage absolut nimic, încerc să mă focalizez și să-mi obțin rezultatul dorit. Cu cât timp înainte înveți, de exemplu, melodia respectivă? Cam de când se aprobă data, cam pe atunci trebuie să ne apucăm să lucrăm pe bune, pentru că nu e de joacă, mai ales la festivalurile astea mai mari. Și ai oarecum un ritual anume pe care îl faci mereu, de exemplu să-ți încălzești vocea într-un anumit fel, un lucru, de exemplu, personalizat? Prin vocalize, mai ales că am și eu pianul acasă, unde mă pot acorda, unde mă pot stabili. Este foarte necesar, mai ales pentru, pur și simplu, acum învăț doine, învăț cântece doinite, balade, care sunt necesare, mai ales pentru că cu înaintarea mea în vârstă, voi ajunge și la o categorie, la festivaluri în care este necesar și consider că trebuie să mă pregătesc din timp dacă vreau să obțin un rezultat frumos. Ce frumos! Când ai primit acest premiu, locul 2 la categoria ta, cum a reacționat familia, care presupun că ți-a fost alături în ziua aceea? Au fost entuziasmați, fericiți, la fel ca și mine, pentru că este un concurs mare, un concurs la care nu toată lumea poate să ajungă și atunci mi-am dat și eu seama de locul meu și unde am putut să ajung. Bineînțeles că anul acesta vreau să ating un loc și mai mare, oriunde, oricând și oriunde e mai bine, este loc și de mai bine. Un alt aspect extrem de important, poate cel mai important, este piesa aleasă. Cum îți alegi piesa care să fie cea mai potrivită pentru concursul respectiv? Păi, în primul rând, analizând, căutând și chiar întrebând pe oamenii specializați, cel puțin piesele acestea foarte îndrăgite, vechi, care totuși prind și sunt folclorice, într-adevăr sunt sens al cuvântului. Doamna Alina Huțu m-a ajutat și m-a împins așa un pic de la spate să aleg piesa potrivită, pentru că, bine, eu nu am trecut prin școlile profesionale de muzică, pentru că sunt mică încă, dar asta vreau să fac și cumva m-a ajutat foarte mult să ajung și să caut o piesă potrivită și pentru respectivul festival. Dumneavoastră ți-a fost ca un mentor de când ai avut-o ca și profesor? Da, atunci când am dat preselecția la Școala Populară de Arte din Botoșani, am ochit-o, așa să spun, din juriu și am zis că eu vreau la ea. Ce frumos! Cât de important crezi că e să ai pe timpul parcursului un om care să-ți fie alături, de exemplu, cum ai spus tu, înainte de un concurs să te ajute să alegi piesa cea mai potrivită? Cât de important crezi că e să ai pe cineva în spatele tău? Normal că e foarte, foarte, foarte important să ai un mentor, pentru că el știe, el a trecut prin astfel de senzații chiar pe pielea lui simțite și este un lucru care nu poate fi egalat. Tu mi-ai spus că după ce ai terminat Școala Populară de Arte la secțiunea Canto, pentru că mai ai încă o pasiune, ai mai studiat încă ceva. Dacă poți să ne povestești puțin. Am studiat actoria și încă o practic acasă momentan, dar chiar că actoria este pe locul 2, bine, după muzică, la categoria de pasiune ale mele, pentru că întotdeauna am admirat oamenii de televiziune, actorii și am vrut să fiu și eu unul dintre ei. Cum a început? De unde a venit pasiunea asta? Păi după ce am terminat catedra doamnei Alina, am zis că eu nu vreau să părăsesc Școala Populară de Arte așa de ușor și m-am înscris și la actorie și am trecut cu brio și am și terminat-o chiar. Felicitări! Mulțumesc! Și unde ți-ai dorit să ajungi? De exemplu, pe cele mai mari scene, dar mai realist așa să fim puțin, chiar mi-ar plăcea să dau la conservator atunci când o să fie vremea, dar să nu las nici actoria deoparte, pentru că consider că am talent și nu doar eu am spus asta, ci și oameni remarcabili. De asta vreau neapărat să fac și poate teatru. Ce frumos! Și cum crezi că se îmbină acestea? Te-a ajutat oarecum muzica în actorie sau actoria în muzică? Este un lucru absolut necesar, pentru că dacă este o piesă mai melancolică, să spunem. Eu, chiar dacă n-am trecut prin aceleași sentimente, totuși trebuie să aduc pe buzele oamenilor sau în sufletele oamenilor un sentiment plăcut și de aceea actoria mă ajută foarte mult, pentru că intru în piesă, în personajul și cel care s-a gândit la piesă. Ce planuri ți-ai făcut pentru 2024? Pentru 2024 mi-am propus să am cât mai multe concursuri, să fiu cât mai activă pe acest plan și să ajung acolo unde mi-am dorit întotdeauna, să particip iarăși la Olimpiadă și de ce nu să fac un obicei de a ajunge pe locul întâi la Olimpiadă. Și de ce nu să iau și un premiu mare? Bineînțeles că la aceste olimpiade naționale este o experiență de neuitat, având în vedere că te corectează oameni și îți dau sfaturi oameni din partea cealaltă a țării, este un lucru inegalabil. Ai o energie extraordinară și ești așa foarte bine dispusă încă de când ne-am întâlnit și când am vorbit prima dată. Vreau să te întreb dacă pe parcursul tău, la diferite concursuri, uite chiar la cursuri, la școală, ți-a fost oarecum, ai văzut invidie din cauza asta? Bineînțeles că atunci când începi să te activezi în acest domeniu, ochii răi sunt acolo și am și observat. Însă nu trebuie lăsat să îți strice voia bună sau să te descurajezi. Întotdeauna este cineva acolo sus care te iubește și știe drumul tău. De asta vreau să spun că nu ochii răi sunt cei care o să te aducă undeva, ci acolo tu ești singurul care știe într-adevăr potențialul tău și totul. De asta... par foarte matură pentru vârsta ta. Cum ai ajuns la asta? Sau ai trecut deja prin multe activități, concursuri, evenimente la care ai participat? Cum am zis, sunt foarte activă și trecând prin mâna unor oameni, a mai multor oameni, am învățat că în unele momente trebuie să fii mai serios, așa, să zicem, dar nici jucăușa din mine nu a plecat încă, este aici și întotdeauna sunt foarte entuziasmată, foarte băgăcioasă, așa să spun, în ale jocurilor, în a se distra, nu las această chestie deoparte. Foarte frumos și sper să rămâi așa. Cu ce artist ți-ar plăcea să ai un moment sau o piesă la un moment dat? Poate un artist pe care îl admiri. Eu de mică, chiar foarte mică, o admiram pe doamna Iustina Irinia Cenușă, care este și manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani și o îndrăgesc și acum și am îndrăgit-o de când am cunoscut-o. Ea de fiecare dată când lansa o piesă, cred că la jumate de oră de la premieră, eu deja știam versurile, știam tot, eram entuziasmată, să spun. Și chiar nu de curând am devenit și colaborator al Centrului Creației și acum suntem acolo. De asta mă bucur extraordinar de mult că am ajuns și chiar îi mulțumesc bunului lui Dumnezeu că m-a îndrumat și am ajuns aici între oamenii acestei industrii. Ai cântat și alte genuri muzicale în afară de muzică populară? Da, am mai cântat. Bine, nu am încercat. Baza rămâne muzica populară pentru mine. Însă, ca experiență, am cântat Seara pe deal de la Mihai Eminescu. Bine, versurile de Mihai Eminescu, pentru că am participat la un spectacol dedicată zilei de naștere a marelui poet, unde am fost împinsă de doamna Suceveanu Andreea de la liceul meu, de la Mihai Eminescu și acolo am descoperit și așa că îmi place și altfel. A fost prima mea ieșire de când mă știu pe alt stil. Da, da. Mi-ai spus că tu ți-ai dorit să dai la conservator. Ți-ai dorit să încerci un alt profil mai general al muzicii sau ai vrea oarecum să mergi pe folclor? Bineînțeles că și generalitatea ar trebui aprobată și, nu știu, încercată de mine, însă baza pentru mine rămâne muzica populară pentru că vreau să-mi fac o carieră, să spunem așa, să dăm un pic din casă pe planul acesta, dar muzica în general este frumoasă și de studiat. Cum am mai zis, tu oricum ai foarte multe realizări pentru vârsta ta. Să spunem că ți-ai făcut așa oarecum un plan, uite, aș vrea să am foarte multe piese, aș vrea multe apariții sau efectiv te lași purtată de val, să spunem așa? Sau ți-ai făcut un plan că, uite, aș vrea să ajung acolo? eu sunt o fire visătoare și de asta spun că întotdeauna visez la cele mai mari obiective, dar mă gândesc acum și pe plan mai apropiat, să spun așa, gândindu-mă că trebuie să învăț prima oară să fiu foarte stăpână pe vocea mea, mai ales și în actorie și în muzica populară, totul este pe neașteptate și trebuie să fii pregătit pentru orice. Uite la, pentru că ai pomenit din nou actoria, uite, muzică populară, deja știi oarecum mersul, știi cum ar trebui să-ți faci piese. Care crezi că ar trebui să fie următorul pas spre actorie? De exemplu, ca să ajungi să joci într-un film sau în diferite reclame sau cu siguranță ți-ai făcut planuri. Da, bine, mi-am făcut foarte multe planuri, dar m-am gândit că prima oară trebuie multă promovare. De asta am învățat un cântec pe care, dacă vrei, îl împărtășesc un pic. De la Stella Popescu. Sigur. Încep. Da, abia aștept să-l aud. Eram la Techerghiol în astă vară și-am întâlnit un tip, o perlă rară, băiat de București, foarte simpatic și avea la mână ceas automatic. Mi-a spus că-l cheamă Gric, da să-i spun Luță, că așteaptă de undeva o mașinuță. S-a rânsurat, dar n-am găsit femeia și-am înțeles că eu voi fi aceea, la 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 la, Luță, Luță. Ce om, ce suflet rar, ce tip original și ce sentimental. Mă plac bărbații, fiindcă sunt prostuță, însă niciunul nu e cum e Luță, Luță, Luță. E complet alt gen, Luță, Luță. E un gentleman. Ce frumos! Abia aștept să ne povestești puțin de unde a venit ideea asta. Uite, să înveți ceva de genul acesta, care este o ieșire din zona de confort. Cum te-ai gândit sau cât de mult ai studiat partea aceasta a actoriei? Păi, în decursul celor 2 ani de actorie, de cursuri de actorie de la Școala Populară, am învățat așa câteva și lecricuri de la doamna profesoară. Și de asta mi-am gândit că îmi place și partea asta. Și muzica populară și muzica în general se îmbină foarte frumos cu actoria. De asta spun că, și cum am menționat mai înainte, pentru că dacă tu n-ai trecut prin sentimentul ăla pe care îl vrei să-l spui în piesă, cum transmiți publicului? De asta spun că și actoria este necesară. Ți-ai dorit să joci la un moment dat într-un film sau... cum ai vrea, te-am întrebat și adineori, cum ai vrea, pe lângă promovare, să te implici mai mult în lumea aceasta a actoriei? Bineînțeles că actoria este un lucru fantastic pentru mine și chiar mi-ar plăcea să joc, de ce nu, într-un film, într-o reclamă, pentru că eu consider că am carismă. Ai, așa este. Chiar dacă tu ești micuță, ai o energie care cred că este necesară în lumea aceasta și mă bucur din suflet că, uite, noi vorbim de foarte puțin timp, dar deja am văzut dragostea ta pe care o ai pentru muzică și pentru ceea ce înseamnă muzică, de fapt, să oferi bucurie oamenilor. Așa că te-aș invita să dai un sfat, uite, tinerilor, copiilor, care sunt la început de drum și poate nu știu cum să abordeze această situație, lumea muzicii, de fapt. Păi, pentru cei de la început vreau să spun că nu e întâmplător, dar și eu cunosc pe cineva care îmi calcă mie pe urme. Chiar verișoara mea a început să cânte și îmi calcă, s-a uitat la videoclipurile mele, zice că așa vreau să fiu și eu ca Anda. Și vreau să le spun să nu lase capul jos, să nu se gândească doar la ce zice lumea, ci să se uite la obiectivul lor, să vadă ce vor ei să facă, pentru că să nu facă ceva doar de gura lumii, să facă ceva ce să satisfacă sufletul. Uite, ai spus acum de verișoara ta cu multă bucurie și mă întrebam, te vedea un profesor de muzică? Da, chiar m-aș vedea și asta este unul dintre planurile mele. Un profesor de muzică mi se pare că trebuie să fie un exemplu pentru elevii săi și chiar mi-ar plăcea foarte mult, pentru că din energia mea, din potențialul meu, din cunoștințele mele pe care poate le voi acumula mai încolo despre muzică, vreau să împărtășesc celor dornici care vor fi atunci la început de drum. Din toate aceste lucruri cu care te-ai caracterizat, care crezi că ar fi lucrul principal care te-ar face pe tine un profesor potrivit? Potrivit adică care să fii la sufletul elevilor. Păi, în primul rând că sunt jucăușă și intru imediat în inima celor mai mici, dar de ce nu și în celor mari. Sunt carismatică, sunt foarte implicată și cred că asta este cel mai important lucru, pentru că dacă nu ești implicat, nu vezi rezultate. Cum te pot găsi oamenii care vor să te vadă? Pe toate rețelele de socializare, pe Instagram, pe Facebook și pe YouTube. Anda Hîrjoi cu I din I și abia aștept să ne întâlnim și acolo și să postez lucruri noi pe care telespectatorii să le poată urmări și să poată bucura de piesele mele. Așa este, eu nu întâmplător te-am întrebat asta, pentru că eu am văzut că ești foarte activă pe rețelele sociale și aș vrea să te întreb cum ai învățat să faci asta sau cum a început totul. Pentru că sunt foarte mulți artiști care lansează piese, merg la festivaluri, la concursuri, dar nu sunt atât de activi. Păi, văzând la cei mai mari, eu nu am pe nimeni, cum am zis, interpret sau persoană publică, însă observând și fiind de mică pe rețelele sociale, am luat câte un pic de zvânt de acolo și am tot văzut că pentru rezultate trebuie să fii activ, trebuie să fii pe placul publicului și să intri la inimile telespectatorilor, la oamenii care te urmăresc și este un lucru important pentru că așa te cunoaște lumea, mai ales la început de drum, cum sunt și eu și unde vreau să ajung, acolo sus. Este mult de muncă, știu, sunt conștientă de asta, dar cu toate astea nu mă voi lăsa mai prejos și voi munci încât să-mi ating obiectivele pe plan muzical și pe plan personal. Cum au reacționat oamenii când ai început să postezi din ce în ce mai mult și ai fost într-adevăr activă? În primul rând vreau să spun că am primit foarte multe aprecieri pe acest plan, mai ales că atunci când am intrat în clasa 5-a am cântat la fiecare oră. Ce frumos! La început, pentru a ne cunoaște profesorii, toți ziceau că să ne cunoaștem un pic mai bine, haideți să vedem fiecare ce face, ce pasiune are. Și eu întotdeauna am ieșit la tablă, în fața tablei, și nu cu creta în mână, ci mai mult cu glasul și am cântat. O piesă pe care o să o împărtășesc cu dumneavoastră este o piesă din repertoriul îndrăgitei Alina Huțu, pe care mi-a lăsat așa un pic și mie, cât să pot să ies și eu un pic cu ea în lume. Ce frumos! Abia aștept să o ascultăm. Îi tirăririm, tirărim, tirărim, da, stă vară n-am ușit. Îmi tirăririm, tirărim, tirărim, păi am gata, dar n-am găsit. O dogoră soarele și ne-am prins podelili, pila umbrela răcori și cu gândul la fișori. Păi am tot stat și am numărat. Păi câți fișori-s din surată, mai! Ce frumos! Cânți foarte frumos și energia ta te ajută foarte mult să transmiți pachetul complet, așa cum ar trebui să fie. Ne-ai tot povestit că tu ai cântat foarte mult la școală, colegilor, prietenilor. Cum de nu ai avut emoții niciodată? Nu știu, asta nu cred că e un defect profesional, pentru că nu am emoții. Pur și simplu, bine, am emoțiile alea care trebuie transmise, dar nu celelalte fel de emoții, cele care să tremuri. Nu, întotdeauna am fost sigură pe mine pentru că, cum am zis, orele de muncă te ajută să fii stăpân pe tine și nu să, nu știu, să te emoționezi în acel sens. Bineînțeles că emoțiile transmise prin cântec sunt întotdeauna prezente, veselia, tristețea, melancolia sau toate celelalte. A ajutat faptul că ai fost mereu susținută de familie, de profesori, tăi, ai avut o relație foarte strânsă? Bineînțeles că părinții totdeauna au fost aproape de mine și personal cât și financiar, pentru că trebuie să investești ca să vezi rezultate, mai ales pe plan de ore de canto sau de ieșiri, este costisitor. Da, așa este. Și pentru costume, bineînțeles că bunica mea nu cere taxă pentru ei, dar celelalte da. Un alt lucru pe care aș vrea să te întreb și mă bucur că n-am uitat. Tu ai mereu aceste codiție? Ai vrut să-ți faci un stil al tău ca să te recunoască oamenii care... Păi, întotdeauna am vrut să schimb coafura încât să apar altfel și tot altfel, dar cred că tot cele două codiții sunt mai reprezentative pentru ceea ce prezint. Ce frumos, foarte frumos. Anda, eu îți mulțumesc din suflet. Dacă ai un cuvânt pentru telespectatorii noștri... Vreau să spun mulțumim că v-ați uitat la noi și chiar cum am mai spus și mai înainte, puteți să mă urmăriți pe toate rețelele de socializare Anda Hîrjoi și ascultându-mi piesele, vă puteți infiltra așa puțin în ceea ce sunt eu. Îți mulțumesc din suflet, ai vorbit foarte frumos și am avut o discuție foarte relaxantă și cred că oamenii te-au cunoscut așa cum ești tu, un om minunat, un copil minunat și cu siguranță te așteaptă un viitor, o carieră foarte frumoasă. Mulțumesc frumos! Îți doresc mult succes în continuare! Stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să fiți alături de noi și săptămâna viitoare de la aceeași oră. Rămâneți în continuare pe postul de televiziune Apollonia TV. Vă urez o seară frumoasă în continuare. La revedere!